de la Sălcioa și a deschis sufletul și a vorbit în exclusivitate pentru Cancan News despre dezamăgirile din viața amoroasă. Căsnicia și divorțul de Culiță Sterp au fost îndelung discutate, dar artista nu regretă absolut nimic din trecutul ei. Potrivit acesteia, fiecare relație eșuată a fost o lecție, așa că fiecare om care a trecut prin viața ei a învățat-o câte ceva. În general, fiecare relație mi-am asumat-o. Sunt oameni trimiși probabil să-și îndeplinească rolul în viața mea și să plece mai apoi. În anumite situații am plecat eu, în altele ei. Așa e în viață. Trebuie să faci loc omului care trebuie să vină. Toate lecțiile trecutului învățate, Carmen de la Sălcioa speră să-și aleagă foarte bine următorul partener și să poată construi relația mult visată. Contează foarte mult și discuțiile pe care le ai cu omul respectiv, cum te face să te simți și cum vede el iubirea. Dacă mă dezamăgește, probabil mai dau câteva șanse, dar niciodată nu aș putea să mă văd pentru vecie sau să construiesc ceva cu un om care e doar frumos.